Am distrus muntele. Păi, cred că am antrenat cu ei. Nu? Nu mai vine noaptea acum, nu? Având în vedere că am făcut curat. Că e noapte, dar nu mai ar trebui să aibă niciun efect noaptea acum. Bun, dacă e așa, înseamnă că trecem deja direct la următoarea insulă. Că nu prea avem ce să mai jucăm aici. Delta. Vin și omuleții ăștia. Ziua 16. Cred că ne bazăm de fapt acum într-un singur arcaș. Dacă vrea să mai farmeze sau ceva de genul. Nu știu dacă o fi plecat să farmeze.
A, uite că a plecat. Am muncit mai mult decât toți ceilalți la un loc. Hai să mai dăm drumul la arcuri. N-am... un singur arcaș. De mai câmpul de iepuraș. Barca asta o să termină singură. Să mai recrutăm doi oameni în dreapta. Ok. Și uite, așa am rămas fără bani. Măcar aici avem arcuri, dacă mai vin... și mai am și chiar și o monedă. Trebuie să stau după ea, acum n-am ce să fac. Sau să mă duc să trag eu. Să vrăjesc căprioare. Hai să strângem bani acum. În partea dreapta am un portal. Uite, aici mai am o căprioară. Nu am și aici una suprăjesc. Că maxim este de 3. Nu poți să prăjești mai multe. Le luăm pe toate 3 și le aducem în bază. Ritmul ăsta de muncă nu mai terminam barca. Muncește doar un arcaș.
Noroc cu cerbi ăștia, dacă pioarele din partea dreaptă. Hai să-i aducem în bază pe ăștia. Din păcate, la barca asta o să mai avem de muncă. Ultimii bănuți. Luna roșie. Dacă luna roșie s-ar putea să fie făcut apărarea. Opa, nu e bine. O să ne spargă cu pietroaiele. Dacă vine și un monstruleț de la. Nu vine? Ia uite ce s-a întâmplat aici. Creatura a venit să ne fură din turn. Ui.
Thank you.
Thank you.